Deși a fost avertizat de partenerul nostru strategic, ministrul român de Externe Bogdan Aurescu a dormit din nou uh, și a întârziat uh, periculos de mult să asigure evacuarea personalului diplomatic român din Sudan. Uh, astfel încât acum românii disperați cer ajutor în toate direcțiile, dar ajutorul nu mai poate veni pentru că războiul civil din Sudan, alimentat de ruși, este în plină desfășurare. Viața diplomaților români este pusă într-un grav pericol, dată fiind inconștiența ministrului român de externe.